think you have the time to spend an evening with me? And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a lie to you, for me it's true and never seems so right before. I practice every day to find some clever lies to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Măi, în Vlad v-ați sărutat de atâtea ori. Preț da. De vreo 8 duble? 3.827.000 de oameni de care se uită la noi așteptau acest moment. Nu, s-a distrus tot momentul. Nu, nu, nu. Eventual... Cred foarte tare în sugestie. Cred că drumul până acolo e mult mai interesant decât... Vai, dar nu doar momentul a fost atât de romantic. Tu ești ca continuă. Smiley. Tu ești ca Smiley. 20 de ani a crezut și el doar în sugestii. Până și-a dat seama că nu Barza aduce copilul. Și anul trecut a făcut un copil. Da, da, dar din... Mă rog. Așa. Ce să zic? M-am rășit. Ăsta nu-i Blaș, să știți. Da, da, da. Cum m-am simțit? Am simțit că am jucat așa. Ai intrat în pielea personală. Nu e nicio piele, fiat. Ideea e simplă. Da. Ne știm. Și... Ne tutuim. Și am depășit momente jenante pentru amândoi. Foarte jenante. Și singurul mod prima prin dată care... când ne-am cunoscut, practic, am aterizat în pat în circa 35 de minute. Da, nu știam nici cum își bea cafeaua, nici cu cine votează. Absolut nimic, unul despre altul. Ni s-a spus că asta e prima secvență pe care trebuie să o filmăm, prima secvență a zilei. Și iată-ne, bună ziua, bună ziua, Andrei, Monica. Ne-am certat, am și avut prima ceartă înainte să ajungem în pat, pentru că ne întrebam dacă asta e prima oară când ne sărutăm în scenariu. Ok, oprește-te. Nu, dar încerc să le explicăm oamenilor. Oprește-te, e simplu. Istoricul acestei relații este singurul motiv pentru care am avut curaj să apărăm aici după ce am văzut pe scenă. Este simplu fapt că avem încredere unul în altul și sperăm că chestia asta poate să stea în picioare lângă minunatele spectacole pe care le-am văzut. Dar va ieși superb, a fost un moment Sinatra. Foarte frumos. Ceva de genul something stupid like I love you și peste 9 luni ne vedem la botez. Okay. Oh, Doamne, doamnelor și domnilor, Monica Bârlădeanu și Andrei Orodici. Mulțumim! În a 127-a lor secvență de dragoste.